Prezent la emisiunea Ora Adevărului difuzată de la 19 la 20 pe TV Sud, candidatul PPDD la primăria Târgu Jiu, Gheorghe Pecincine, a declarat că primăria Târgu Jiu ar avea datorii de peste 1500 de miliarde de lei vechi. Sunt instituții abilitate. Eu știu că a fost făcut un demers și de către DNA. Nu știu soluțiile. Bun, oamenii bun, transmit sigur. Mesaje sigur că da, nici din informațiile deci, pe care le au. Pentru că de o primărie falimentară, eu am lucrat în lichidări foarte mult timp și știu cum se poate redresa și reorganiza o societate. De asemenea, știu cum poate fi redresată primăria Târgu Jiu, dacă într-adevăr cheltuielile, și știu și eu că sunt destul de mari, peste 1500 de miliarde sunt datorii. În replică, purtătoarea de cuvânt a primăriei Târgu Jiu, Ramona Evulescu, a declarat că acest gen de acuzații sunt derizorii, atâta timp cât nu sunt însoțite de dovezi. Ar trebui să vedem și dovezile atunci când facem afirmații de acest gen. Evident că primăria nu are toate plățile la zi la toți furnizorii, așa cum se întâmplă în România și la noi este criză, însă această poveste eternă cu datoriile este una care deja a căzut în derizoriu. Aș vrea să vă spun în primul rând că noi suntem o instituție a statului, că la noi vine Curtea de Conturi în fiecare an și dacă ar fi fost probleme, ele cu siguranță ar fi ajuns la presă. Nu este prima dată când la adresa lui Florin Cârciumaru apare astfel de acuzații, dar până acum nimeni nu a adus dovezi concrete în acest sens.